Bună seara, începe o nouă ediție România te iubesc. 2021 a fost declarat de Bruxelles anul european al căilor ferate. În România, momentul aniversar ne prinde cu o rușinoasă listă de probleme cronice. Avem rețeaua feroviară cu cea mai scăzută viteză de pe continent, cu sute de restricții de circulație și cu peste 1000 de puncte periculoase pentru traficul feroviar. 70% din căile noastre ferate au restanțe la reparații, iar pe coridorul european se circulă și cu 5 km pe oră. Începem cu o vizită pe magistrala care leagă capitala de Timișoara și de granița de vest, o cale ferată pe care Paul Angelescu a vizitat-o și a monitorizat-o de mai bine de 3 ani. Și unde găsim și nerupte, poduri prăbușite și trenuri care merg mai încet ca bicicleta. În Occident, trenul este un mijloc de transport rapid, comod, convenabil și puțin poluant. În România, la 30 de ani de la Revoluție, rețeaua feroviară a ajuns pe ultimele locuri din Europa la viteză și calitate. Și avem o rată alarmantă a incidentelor feroviare. Și cu cât ai voie să mergi acum? Acum, deocamdată, peste macaze la ieșire, cu 5 km/h. Asta spune multe despre situația căii ferate și problemele pe care le cauzează în economie. O locomotivă menită să circule cu 160 de km pe oră, care transportă unul dintre cele mai importante exporturi ale României, mașini produse la Craiova, circulă în realitate cu 3 km pe oră, de mai bine de 15 minute. În toată țara, rețeaua feroviară este împânzită cu sute de restricții de viteză și peste 1000 de puncte periculoase. De ani de zile, calea ferată se strică mai repede decât statul o poate repara. Ion Pintea este actualul director al companiei. Dacă luna viitoare trebuie să schimbați 2 km de șină cu șină nouă, se poate? Nu. CFR Infrastructura are peste 20.000 de angajați și un buget anual de peste 4 miliarde de lei și totuși nu are bani să înlocuiască șinele vechi cu altele noi, nici măcar unde au deraiat trenuri. De 3 ani de zile, România te iubesc monitorizează una dintre cele mai importante rute feroviare din România, magistrala M900. Aceasta leagă capitala de granița de vest. Dacă în 2019, pe întreg traseul erau 50 de restricții de viteză, anul acesta am ajuns la 60. Filmă aici, prietenii! De ce? Filmează în altă parte, nu aici. Dar de ce? Suntem pe magistrală la Drăgănești-Olt. Aici, pe 16 februarie 2020, a deraiat un marfar cu 37 de vagoane. Norocul a făcut ca acestea să nu cadă peste mașinile de pe DN6. Ne-am reîntors la 10 zile după accident să observăm capacitatea de intervenție într-un caz de urgență majoră. Eu n-am cu cine să fac aici. Neaforea nu știe, Marcel nu știe și eu sunt acord la mașină, ori la ăla. Au fost aduși zeci de muncitori, dar aceștia lucrează în condiții demne de secolul trecut. Au puține echipamente de protecție și se încălzesc la foc deschis. Sculele moderne sau utilajele mecanice sunt insuficiente. Multă muncă se bazează pe forță brută. Aici, bă! Aici, bă! În timp ce muncitorii trudesc la lopată sau ridică traverse grele de beton, șefilor sparg semințe și le dau indicații de pe margine. Potrivit raportului Agenției de Investigații Feroviare, trenul a deraiat pentru că s-a rupt șina. Aceasta avea o stare avansată de uzură. Nu mai fuseseră făcute lucrări de reparații capitale din 1984. Accidentul s-a produs în prima zi din mandatul lui Ion Pintea. De ce CFR-ul nu poate să repare niște șine, niște traverse, astfel încât să nu deraieze trenul pe ele, când știa că trebuie să le repare? Într-un lucru foarte simplu. Infrastructura feroviară a fost subfinanțată cronic timp de 30 de ani. Adică nici măcar pentru asemenea intervenții CFR-ul nu are ce, oameni, bani să schimbe un kilometru de șină sau un kilometru de traverse? Nu-i doar problema de a schimba un kilometru de șină, pentru că infrastructura feroviară are restanțe
de 70% din lungimea rețelei. Lângă șeful CFR este Adrian Covăznianu, secretarul de stat desemnat de Cătălin Drulă să gestioneze domeniul feroviar. Inițial i-am propus să meargă cu noi pe teren și să ne dea un interviu. N-a venit. Până la urmă a hotărât să-l bage la înaintare pe șeful CFR. În timpul interviului, mai mult a tăcut și a luat notițe. Încercăm o nouă optică, alocând resurse suplimentare pe partea de întreținere, așa cum bine a precizat, să achiziționăm cât mai multe materiale de efectiv de a înlocui șina și traversa. România are peste 18.000 de kilometri de cale ferată. Anul acesta, noua optică înseamnă un sector de 12,5 kilometri pe care încercăm să-l recondiționăm, înlocuim toată linia, să ajungem la viteză maximă de până la 120 de kilometri pe oră. După accident, tot traficul a fost mutat pe un singur fir, supus astfel unei uzuri duble. Am luat la pas curba de 900 de metri de la locul accidentului până la podul de peste râul Olt să verificăm starea firului rămas funcțional. Ia uite, din nou. Să stai de aici. Și am adunat, hai să vedem, 120 de probleme de genul ăsta pe calea ferată. Cu prinderi lipsă, traverse rupte și așa mai departe. 120. Sunt genul de probleme care au contribuit la accidentul de pe celălalt sens. Nu cred că erau fix aceleași probleme, pentru că dacă ar fi fost fix aceleași probleme, probabil că ar fi deraiat primul tren. A fost o chestiune de noroc. Trecut pe acolo. N-aș zice, lucrările de mentenanță, lucrările de intervenție pe care le facem sunt în fiecare zi, de ordinul sutelor pe întreaga rețea. Uite, au înlocuit o parte din traversele pe care le-am filmat anul trecut. Anul acesta am găsit traversele înlocuite și prinderile reparate. Șinele, în schimb, sunt în continuare vechi și au defecte similare cu cele identificate în raportul de investigare a accidentului. Tragi de ea și se rupe, se desprinde. Și stai metal. S-a făcut efortul de resursă umană, resursă tehnică. De ce nici măcar acolo nu a putut CFR-ul să aducă o șină nouă? Pentru că astea sunt posibilitățile pe care le are în prezent compania. Îmi spuneți că în momentul de față nu există în stoc un kilometru de șină nouă cu care să fie înlocuită cea cu probleme? Nu există șină nouă în stoc. Compania n-a mai aprovizionat șină nouă de destui de mulți ani. În lipsa materialelor noi, muncitorii CFR reciclează tot ce pot. Șinele rupte sunt înlocuite cu unele vechi și folosite, recuperate de pe alte șantiere și denumite în limbaj de specialitate semi-bune. Nici aia nu este o șină foarte bună, este o șină cu capacitatea portantă aproape de epuizare sau chiar epuizată. Prin urmare, este clar că nu va mai ține foarte mult. Ne continuăm drumul cu trenul și ajungem înainte de Craiova. Acum urmează momentul în care ți se pune efectiv un nod în gât, atunci când treci cu trenul pe un viaduct care s-a prăbușit deja pe jumătate. Este vorba de viaductul Cârcea. Iată-l. S-a întâmplat în 2018. În 2018, CFR a reușit să acceseze fonduri europene ca să repare viaductul. Tot atunci, un mecanic băut a intrat din greșeală cu marfarul fix pe firul unde se făceau lucrările. Trenul a căzut în râpă, cu tot cu tablierele de metal. Reabilitarea s-a oprit, banii europeni s-au pierdut. 3 ani mai târziu, se circulă tot pe un singur fir și acesta a variat. Anul trecut, o parte din traverse erau putrezite. Anul acesta le-am găsit în aceeași stare. Iată cum se comportă șina sub greutatea unui marfar. Sub pod observăm că zidul de gardă al culei este rupt și dislocat. Vorbim de culea pe care se sprijină firul funcțional. Crăpătura începe de aici, se duce așa, așa, așa până la margine. Toată halca asta de beton a crăpat în momentul în care, cel mai probabil în momentul în care s-a prăbușit cealaltă jumătate a podului și a fost lăsat așa. Pe fisuri au fost lipite lamele de sticlă. Dacă se rup, înseamnă că blocul de beton o ia la vale. Aceasta este sticla din 2020. Anul acesta am găsit o altă fâșie.
Circulă în siguranță trenul acolo? Da, se circulă în siguranță. S-au făcut lucrări de consolidare în regie proprie. Am încercat să facem lucrări și cu o societate specializată. Am scos-o de două ori la licitație, însă nu s-a prezentat nimeni. Dar între timp am făcut lucrări în regie proprie și acum se circulă în siguranță. Nici măcar culeea să nu fi fost reparată în tren. Evident că nu este normal să circuli în regim de avarie, dar pentru regimul de avarie nu este afectată siguranța circulației. CFR speră că la jumătatea anului viitor va reuși să repare măcar firul aflat în trafic. În ultimii 10 ani la transporturi au fost 15 miniștri, dintre ei Lucian Șova a avut cel mai lung mandat, un an. Când era ministru, nu știa cum să ne mai evite. Nu există o teamă de întrebări incomode, la care chiar dacă știi răspunsul, nu poți să-l dai. Acum a fost de acord să spună lucrurilor pe nume. Cum ați caracteriza starea căi ferate în România? Dezastroasă și acest lucru, în primul rând, este expresie a instabilității politice de la conducerea ministerului, care antrenează după sine și instabilitatea la conducerea companiei de căi ferate. Din păcate, lucrul acesta s-a văzut, din păcate, și eu sunt unul din cei care am evitat să spăl rufele în public. Anul trecut CFR a avut pe hârtie un buget de 4,4 miliarde de lei, dar a cheltuit doar 2,7, din care peste 1 miliard și jumătate s-au dus pe salarii. Au rămas mai puțin de 100 de milioane pentru reparații și materiale. An de an CFR primește bani mulți pe hârtie, dar bugetul este aprobat târziu, iar compania n-are timp să-i cheltuiască până la sfârșitul anului, așa că banii îi sunt luați înapoi. Pentru a se asigura condiții de siguranță, CFR Infrastructură ține o rețea de personal extraordinar de vastă. Sunt 23.000 de angajați în CFR Infrastructură. Vârsta medie este de aproximativ 54-56 de ani. Și în mandatul meu m-am confruntat cu aceeași problemă. CFR are oamenii, resursa financiară este consumată cu salarizarea lor, ei ce să facă? Păzesc liniile și le verifică de câteva ori pe zi, de așa manieră încât să evite accidentele, dar nu mai au bani să și facă reparații. Anul acesta CFR are alocate 200 de milioane pentru reparații, dublu față de anul trecut. În plus, ministerul își pune mari speranțe în planul pentru redresare și reziliența al Uniunii, PNRR. Numai că în momentul de față suntem în aprilie, PNRR-ul nu e aprobat, a fost trimis pe bucăți înapoi. E în discuție, e normal, e o negociere, așa se face. Nici măcar bugetul CFR nu cred că e adoptat încă. E o chestiune de zile. După pauză ne urcăm într-unul dintre cele mai lungi trenuri din România, marfarul de 700 de metri care transportă mașini din fabrica Ford de la Craiova spre vestul Europei. Și aflăm în câte ore sau zile parcurge trenul 400 de kilometri. Trenul cu care exportăm mașini are o viteză medie mai mică decât cea cu care eu merg pe bicicletă. E semnalul de alarmă pe care îl trage președintele Ford România, nemulțumită de starea infrastructurii feroviare și de faptul că mașinile produse la Craiova nu reușesc niciodată să ajungă la timp la clienții din Europa. Ne-am urcat în trenul de 700 de metri ca să aflăm cât face marfarul din Craiova până la granița cu Ungaria. Ne continuăm călătoria și ajungem la fabrica Ford din Craiova. Uzina are propriul terminal feroviar, unde sunt urcate pe tren pentru export, an de an, peste 100.000 de mașini, adică 70% din producția totală. Josephine Payne este președintele Ford România. The average speed that we see is between 15 and 20 kilometers an hour. And that's slower than I can bicycle. And I'm not an Olympic athlete, I don't bicycle very fast, but I could beat the train. That is clearly a problem for us. Trenul pe care îl vedeți, tractat de o locomotivă produsă la Craiova, transportă 700 de mașini și are ca destinație finală Germania. Un singur transport scoate de pe drumurile aglomerate până la 50 de tiruri. Eduard Iancu este șeful diviziei din România a companiei germane Deutsche Bahn Cargo.
Noi avem locomotive care pot să meargă lejer cu 120 km la oră. Vă spun că nu avem segmente pe unde să mergem cu aceste viteze. Noi operăm trenuri în toată Europa, dar aș vrea să vă spun că media europeană la acest moment, ca și viteză de circulație, înseamnă 50 de km pe oră. În România, viteza de medie de circulație pentru trenurile de marfă, la asta ne referim, este de 17 km pe oră, fiind la acest moment cea mai joasă viteză de circulație. Ne urcăm în locomotivă și pornim la drum din gara Craiova. Eu sunt Paul. Ele fac și... Prima restricție de viteză este la plecare de pe loc. Asta e buletinul de avizare a restricțiilor, așa se numește BAR. Craiova, CAPIX, cu 10 km, viteză între și la linii 5-14 și noi suntem la 8. Mergem atât de încet încât un bărbat depășește trenul în alergare. Vezi că se face sport și la calea ferată. Multe restricții sunt pe distanțe scurte de câteva zeci de metri, însă mecanicul trebuie să mențină viteza redusă până când porțiunea afectată este depășită și de ultimul vagon. Pentru trenurile de călători cu 2-3 vagoane înseamnă o întârziere de 30 de secunde. În cazul unui marfar de 700 de metri, câțiva metri de șină stricată îl încetinesc câte un sfert de oră. Ideea e că restricția e pe 300 de metri la 15 km pe oră, doar că trenul având 700 de metri lungime, practic restricția ajunge la 1 km. Pe liniile cu un singur fir, marfarele dau prioritate trenurilor de călători, așa că de multe ori sunt trase pe dreapta în gările de pe traseu. Apar mulți timp morți, pentru că CFR nu are un sistem modern de management al traficului. Noi ne dăm jos. Pentru că trenul merge de foarte multe ori cu viteză redusă și transportă o marfă valoroasă, este însoțit în permanență de o echipă de la pază. Avem timp să filmăm trenul cu drona din două locații diferite și să reușim să-l prindem din urmă cu mașina 80 de km mai târziu, pe dealul Balota. Aici, trenul oprește pentru verificarea frânelor. Operațiunea durează 15-20 de minute. Noi stăm pe loc de mai bine de 2 ore. După 19:30 în vor mai plec. S-a stricat semnalizarea pe deal și tot traficul i-a dat peste cap. Cerca să urce un tren de marfă și nu a putut. A dat înapoi în stația premergătoare, după care a urcat un tren de călători și acum mai așteptăm să urce încă un tren de marfă. În lipsa semnalizării, toate trenurile primesc ordine de circulație scrise de mână, care conțin noi restricții. Povestea s-a mai repetat de cel puțin 3 ori pe traseu. Și cu cât e voie? Cu 20? Cu 20 de km. Dar nu era 30 aici? Deci acum s-a mai făcut o restricție la restricție. Da, restricție la restricție, da. Ne punem în mișcare după 2 ore și jumătate, mai întâi cu 5 km pe oră din cauza unui macaz, apoi cu 20. Dealul Balota este cea mai dificilă porțiune de cale ferată din România. Traseul de 20 de kilometri are un singur fir pe ambele sensuri, așa că dacă un tren e pe traseu, celelalte stau pe loc în gară până când iese de pe deal. Iar asta durează când te mișca melcul. CFR-ul peticește ce poate, dar nu e suficient. La mijlocul dealului se află o haltă prevăzută cu o linie abătută, unde trenurile ar putea să se intersecteze și să înjumătățească timpii de parcurs. Doar că linia nu e funcțională. Acolo am avut un proiect de reparație capitală a liniei, un proiect care a fost adjudecat, dar din nefericire a intervenit o situație litigioasă cu constructorul. Încă suntem blocați în instanță. Cred că are mai mult de 3 ani. Cu greu, trenul ajunge în Drobeta, Turnu Severin și intră pe coridor european, unde de ani de zile este în vigoare o restricție de 5 km pe oră din cauza unui macaz. Să nu credeți că de fiecare dată este vorba de același macaz. Nu, de fiecare dată e alt macaz. La o infrastructură aflată într-o stare de degradare destul de avansată, este normal să nu se circule cu vitezele de proiectare. Avem și linii pe care se circulă cu zero, să zic așa. Adică nu se circulă. Trenul mai staționează o oră în gara Drobeta, după care intră pe defileul Dunării și trece peste o serie de viaducte cu restricții de 30 de km pe oră. În 2018 am arătat problemele de pe viaductul Bahna. După difuzare, CFR-ul le-a remediat.
În 2020 ne-am întors pe viaductul Vârciorova, aflat la câteva sute de metri înaintea celui de la Bahna. La intrarea pe viaduct, joantele sunt prinse doar pe jumătate, iar distanța dintre șine este mare. Aici lipsesc buloanele care ar trebui să fixeze șina. În momentul de față, între cele două șine, vorbim de o distanță de 7,2 cm. Mergem la cel mai apropiat district. Acolo un ceferist ne explică inițial că nu sunt probleme de siguranță, așa că îi explicăm că am măsurat cu ruleta. Și aici diferența era de 7,5 cm. Când acum? Da. Asta mi se pare mare. Eu recunosc, nu mă pricep, dar la 7 cm. Pune mâna pe telefon și sună colegul responsabil de acea secțiune. Vezi, rezolvă acolo problema. Ha? Deci sunt la 5 cm, știi, poți să ai. Și peste 5 de ce e o problemă? Problema e considerată ca și o șină ruptă. La peste 5 cm? Da, deci normal trebuie să oprești circulația, să faci remedierea, dai cu restricție. Dar astea se repară greu? Nu. Ne întoarcem la Vârciorova. Are 7 cm și ceva, fix la intrarea în pod. Aici. Mai mare distanță. Știați de ea? E mai încolo. La... Zi de zi, acest angajat CFR, aflat aproape de vârsta de pensionare, trebuie să ia singur la pas kilometri de cale ferată și să-i verifice. Își anunță superiorul, dar nimeni nu este trimis să-l ajute. Nu are suficiente buloane pentru câte lipsesc și trebuie să aleagă unde le pune și unde lasă prinderile fără. N-aveți? N-avem. La câte aveți dumneavoastră acum, la dumneavoastră? Schimbai 4 și cu astea 5 buloane în geanta asta. Le schimbai, schimbai pe linie. Și acum câte mai aveți? Mai am două resoarte și două... Cu o cheie grea, repară ce poate de unul singur. Ajungem la viaduct. Bărbatul spune că a semnalat problema, dar n-are cum să o rezolve singur. Să vină și să vină echipa cu șeful. Adică trenul circulă în siguranță pe aici? Am mers la districtul din Drobeta, unde sunt directorii, au încuiat porțile. Am pozat și am trimis informațiile șefului regionalei de la Craiova, în subordinea căruia se află districtul. Nici el nu ne-a răspuns, așa că am ajuns la prefectul de Mehedinți, care s-a apucat de dat telefoane după ce a văzut imaginile. Spune-mi, bă, și mie, cine se ocupă, mă, de infrastructura feroviară aici? Cum le spune stora de la... Dă până la urmă de un șef de la CFR care îi promite că rezolvă situația. Deci mâine trimiteți pe cineva acolo, da? Aveți lucrare programată acolo, da? Ne-am întors anul acesta. Au reparat joantele și atât. Zeci de traverse de lemn sunt în continuare putrezite, iar aceasta este o problemă pe întreaga rețea feroviară. În 2019, CFR a încheiat un contract de peste 5 milioane de lei pentru 10.000 de traverse de lemn cu o firmă din Maramureș. Însă aceasta a livrat doar 20% din cantitate. S-a reziliat contractul, pentru că n-am avut ce să facem. N-au putut să își ducă contractul la bun sfârșit, adică să livreze traversele pe care au semnat contractul. Și acum soluția care ar fi? Păi, soluția este să se refacă licitația. Revenim în tren și ajungem la Orșova, aproape de miezul nopții. Trenul a parcurs 140 de kilometri în 8 ore. Ne dăm jos, dormim, dimineața ne urcăm înapoi în mașină și avem timp suficient să prindem trenul din urmă la Timișoara. Deci acum suntem la câta echipă de... La trei, ei sunt la trei echipă de mecanici. Mai sunt 80 de kilometri până la graniță, pe care îi parcurgem în 4 ore, din care o oră și jumătate staționăm la băile Calacea, unde ne dăm jos să mergem și noi la baie. După Arad, trenul intră în sfârșit pe cei 40 de kilometri de cale ferată modernizată la standarde europene. Însă nici pe aceștia nu circulăm cu viteza maximă de 120, ci cu 80. Atât a permis CFR-ul. Am ajuns a doua zi la ora 15:51. Asta înseamnă 26 de ore. A mers mai repede trenul ăsta decât de obicei sau în medie? I-am întrebat și pe mai mari din minister cam cât cred că durează ruta de 400 de kilometri dintre Craiova și Curtici.
Cât credeți că face trenul cu mașini Ford de la Craiova la Curtici? N-aș putea să vă... Estimativ, cât v-ați dori să facă? Probabil 12 ore. 26. Da. Într-o zi bună. Posibil. Ford spune că pierde 10 de milioane din cauza timpilor de transport pe care altfel i-ar investi în fabrică. We have to hold a lot more vehicles ready to ship. We have to hold a lot more components here in plant, and that costs, you know, that is tens of millions of dollars that we hold here that we could be spending in other areas of our business because of the uncertainty and unpredictability of the transport system. And that cost is fed through to our customers. În vamă, trenul a mai stat alte 9 ore pentru că România încă nu este în spațiul Schengen, iar controlul vamal durează. Avem de-a face cu un parcurs Craiova-Curtici și apoi Curtici-Nois. Pe segmente de kilometri ce ar fi Nois-Curtici discutăm de 1400 de kilometri și de la Curtici la Craiova 400 de kilometri. Ca durată de parcurs avem aceeași durată de parcurs de circa 36 de ore. Pe calea ferată din România sunt peste 17.000 de poduri și podețe. Jumătate au durata de viață expirată. După pauză mergem la Budila, unde s-a prăbușit un pod la câteva minute după ce a fost traversat de un tren cu călători. Au trecut 15 ani de când România are la dispoziție miliarde de euro de la Bruxelles ca să lege cu o cale ferată modernă portul Constanța de granița de vest. Lucrările încă n-au fost terminate. Aflăm explicațiile după ce traversăm Carpații prin defileul Jiului. Acolo CFR nu reușește de 4 ani să pună o șină nouă într-o curbă unde a deraiat un tren cu peste 100 de călători. Vorbim de alternativa trenului Craiova-Curtici. Nici ruta ocolitoare nu e mai simplă. Aceasta aleagă Arad de București și Constanța și traversează Carpații prin defileul Jiului. Este probabil una dintre cele mai spectaculoase călătorii cu trenul din Europa. Construcția căii ferate dintre Simeria și Târgu Jiu a început pe vremea Imperiului Austro-Ungar și a fost terminată de comuniști. Vorbim de două fire, ambele electrificate, care străbat zeci de viaducte și zeci de tuneluri săpate prin munți. Și pe firul celălalt nu se poate circula. Pe kilometri întregi nu se poate circula pe ambele sensuri, deoarece lucrările de reparații sunt întârziate. Uite, aici a fost un accident ceva. Iar unde se circulă în ambele direcții, de multe ori apar defecțiuni, iar trenurile stau pe loc. Pe celălalt sens e un marfar cu zeci de vagoane, stă pe loc pentru că se lucrează pe firul pe care ar trebui să circule marfarul. În decembrie 2018, trenul București-Arad sare de pe șine cu 100 de pasageri la bord lângă Hațeg. O femeie este azvârlită din tren și grav rănită și se declanșează codul roșu de intervenție. Echipele CFR sunt trimise să repare calea ferată. Raportul de investigare arată că șina era din 1958 și ultima reparație capitală fusese făcută în 1986. După accident a fost montată altă șină, veche sau semibună. Am vrut să vedem cum se comportă curba în timp. În 2019 am găsit traverse rupte și prinderi cu probleme. Lipseau multe șuruburi, iar șina uzată se mișca sub greutatea trenurilor. În 2020, multe traverse erau în continuare rupte, iar de pe partea interioară a șinei începuseră să se desprindă exfolieri longitudinale. Fâșii de pe lateralul șinei. Nici anul acesta n-au fost înlocuite traversele, cât despre șină, uzura s-a accentuat semnificativ. N-are cum să arate așa o șină nouă. Dacă anul trecut exfolierile longitudinale erau în câteva locuri, anul acesta se întindeau pe câteva zeci de metri. Asta e deja e mai înaltă ca mine. Fâșii metalice care s-au desprins din șina veche și ruginită. Uite, ca să vezi că e vorba de metal. Am adunat un mănunchi întreg din ceea ce era cândva șină de cale ferată. În plus, fix în locul unde a deraiat trenul anul acesta, s-a infiltrat apă pe sub traversele de beton, iar șina nu mai stă fixă sub greutatea trenurilor. Mergem la cel mai apropiat punct CFR, în gara sub cetate. Dacă nu mi-a dus, ce să bag? Și șina s-a schimbat? Mă, șina nu că e veche.
Păi, dar tu aduci cineva și mine nouă, am băgat și NSB-ul. Dacă aș avea mâine ce trebuie, mâine, bă. Cei de la subcetate ne trimit la districtul din Simeria. Aprovizionarea materialelor ține de divizia linii Timișoara, nu de noi. Ah, deci n-ați avut materialele. Dacă le aveam, erau probabil puse. Așa că mergem la Timișoara, unde noul șef al regionalei este fostul șef al întregii companii. A refuzat să vorbească pe cameră, deși are atribuții în acest sens. A urmat apoi o discuție lungă în care mai întâi ni s-a explicat că n-au șine, apoi că șina care s-a rupt în accident, cea din 1956, e posibil să fie avut un defect de fabricație și că tehnic, oricum, nu se poate monta șină nouă între șine vechi. Una peste alta am fost asigurați că se circulă în siguranță și apoi trimiși la București. Flancul interior al șinei, da. Nu este, sigur că nu este ok, dar nu este pusă în pericol siguranța circulației. Atunci când există un pericol, se intervine. Și iată că s-a intervenit o săptămână mai târziu, când în curbă am găsit doi muncitori la lucru. În 2018, la momentul accidentului, pe bucata pe care am filmat-o se circula pe un singur sens, supus unei greutăți duble. Pe celălalt sens se făceau lucrări. Se lucra la un pod, un proiect pe fonduri europene. Au trecut 3 ani, ăsta-i podul și în continuare se circulă pe un singur fir pentru că podul încă n-a fost terminat. Era un proiect pe bugetul Uniunii Europene din perioada 2007-2013. A mai trecut un buget de atunci și acum suntem la al treilea. Podul, iată-l. Problema ar fi la acest tablier. Studiul de fezabilitate presupunea repararea podului, nu înlocuirea lui. Însă firma câștigătoare ar fi descoperit, după sablare, că tablierul avea elementele de siguranță corodate și trebuie schimbat cu totul, iar contractul s-a oprit. Da, pentru că lucrarea respectivă n-a mai putut fi continuată în logica finanțării existente. Și atunci, sigur că ea trebuie din nou luat de la început, relicitată și lucrarea să fie executată. Noul termen este 2022. Toate trecerile prin Carpați sunt presărate cu restricții. Linia dintre Adjud și Siculeni leagă Moldova de Transilvania. Cei 150 de kilometri sunt parcurși în 3 ore, în special din cauza podurilor vechi. Nici nu pleacă bine că trenul trebuie să frâneze la intrarea pe un pod cu probleme. Pe celălalt sens nici nu se circulă, deoarece câțiva kilometri mai încolo un podeț a fost avariat în urma unui accident între un tren și un camion și n-a mai fost reparat. Urmează Târgu Ogna, unde podurile sunt mâncate de rugină și trenul încetinește din nou. Haide, măi, bagă-mă! Dacă tu erai pe pod acum, la viteza asta, te-a apucat tremurici. Un localnic își varsă năduful. Toate podurile varză. Totul, infrastructura îi varză. E de lăsare totală. Degeaba avem miliarde de euro. Dove? Sono? Nicăieri, nu se vede nimic. Mai încolo pe traseu, la Palanca, situația pare a fi și mai gravă. Viiturile au săpat an la rând în jurul piciorului de pod. Au căzut bucăți din mal și au fost mulse protecțiile din piatră și beton. Au fost înfipte în albia râului bârne din lemn ca să noia totul la vale. Acum apele desprind bucăți direct din pila podului. Și uite aici, toată bucata asta s-a dus. Și a săpat bine, adică s-a dus cel puțin un metru încolo. Ultima reabilitare a lui a fost făcută mai serios, așa, în anii 1955, deși podul e construit în 1894. Dacă este fundat pe coloane, deci pila pe care o vedeți, ea sprijină pe niște coloane fundate la 12-14 metri. Nici situația asta nu este în regulă. Risc pentru a se prăbuși podul? Nu. După filmare, CFR a cerut primăriei un certificat de urbanism pentru reabilitarea podului. Potrivit CFR, regionala Galați urmează să repare 22 de poduri. Singurul viaduct de pe traseu reabilitat complet este cel de la Caracău și merită vizitat dacă aveți ocazia. În toată țara sunt 17.600 de poduri și podețe feroviare. Jumătate au durata normală de funcționare expirată. Yeah.
Imaginile sunt din 2018, când s-a prăbușit podul de la Budila. Cu doar câteva minute înainte să se destrame și să cadă în râu, podul a fost traversat de un tren cu călători. Divinitatea, soarta, norocul au făcut ca în urma acestui dezastru să nu vorbim și despre morți sau răniți. Suntem pe linia care leagă Brașovul de întorsura Buzăului. Pe traseu se află și cel mai lung tunel feroviar din România, deschis circulației în 1931 și închis în 2018. Prăbușirea podului de la Budila a scos din folosință și cel mai lung tunel feroviar din România, tunelul Teliu. A fost săpat prin munte pe o lungime de 4,3 km în perioada interbelică. La capătul celălalt este întorsura Buzăului. În gara părăsită ne așteaptă primarul. În medie erau cam 1400 de persoane care făceau naveta cu trenul zilnic la Brașov. Și pe lună cam cât ajungeau? Cam 42.000 este media. În lipsa trenului de 3 ani, oamenii circulă cu microbuzul. Și diferența de preț estimativ între prețul biletului de tren și prețul biletului de microbuz? Cam cu 40% prețul pe transport din cauza transportului rutier. După prăbușire, în gara din întorsura au rămas blocate 6 vagoane ale unui transportator privat, care n-a mai avut ce să facă cu ele. E tot ce a mai rămas din vagoanele care făceau legătura de pe întorsura Buzăului pe Brașov. La fier vechi. Efectiv au venit în gară și le-au tăiat, le-au dezmembrat în această locație. Vezi, au dezmembrat aceste vagoane și le-au vândut la fier vechi toate. Alen Coliban, primarul Brașovului, era senator la momentul prăbușirii și a făcut propria investigație. Spune că evacuarea cu întârzierea unui baraj din Amonte a creat o undă de șoc care a lovit cu putere podul. Valul ar fi prins viteză și din cauza balastierelor care au sfârte albia râului în zona căi ferate și este de părere că nici podul nu a fost întreținut corespunzător. Felul în care s-a făcut mentenanță, în care a fost întreținut acest pod, care avea o vârstă venerabilă, e drept, dar care nu ar fi trebuit să cadă și în niciun caz n-ar fi trebuit să reprezinte un element de risc în halul ăsta, încât să treacă un tren și la câteva minute să se prăbușească podul. Ruta Brașov-întorsura Buzăului era atunci în proprietatea regionalei Brașov și în concesiunea unei companii private. În 2018, șeful regionalei era Ion Pintea. Spune că de monitorizare trebuia să se ocupe firma, nu CFR-ul. Cădea în responsabilitatea operatorului respectiv. Dacă ar fi fost sub întreținerea noastră, acel eveniment tot s-ar fi produs. Pentru că au fost un fenomen, să spun așa, de o violență nemai întâlnită. Acum CFR va plăti 25 de milioane de lei pentru un pod nou și alți bani pentru revizia căii ferate, nefolosită de 3 ani. Lucrările au început săptămâna aceasta. Din 2007 și până în prezent, România a pierdut fonduri europene de aproape 1,5 miliarde de euro destinate infrastructurii feroviare. De ce pierdem atât de mulți bani pe fonduri europene? Pentru că nu introducem în execuție proiectele la timp. Și vocația, iarăși, a fiecărui multora dintre miniștrii care se succed atât de repede, este de a începe altceva și cam fără finalitate. Odată cu miniștrii se schimbă de cele mai multe ori și șefii CFR, care ar trebui numiți prin concurs pentru a asigura stabilitate și profesionalism, dar de cele mai multe ori sunt numiți pe mandate interimare, fără concurs. Din două motive. Nimeni, de fapt, nu-și dorește din conducerile politice. Și al doilea, că nici nu are rost. Că-i pui degeaba. Am terminat procedurile pe 109 la Tarom și care a fost schimbat în următoarele 3 săptămâni de un succesor de-al meu de la același partid, adică tot de la PSD. Sunteți prin numire directă, nu fără concurs. Da, sunt interimar. Două. Da. Când o să avem concurs? La toate CFR-urile? E o discuție și aici se poate niște, să spunem, negocieri, că nu s-a ajuns la o finalitate în acest sens. Rezultatele le vedem cu toții. Trebuia să circulăm de mult cu 160 pe oră de la Constanța la Curtiș pe un coridor european, în mare parte nefinalizat. Zic că, nu știu, în 2025-2026 maxim.
Doar pe București-Constanța se atinge viteza de 160, atât CFR Călători, care deține trenurile, cât și CFR Infrastructură, responsabilă de șine, sunt companii de stat deținute de Ministerul Transporturilor și aflate acum în coordonarea lui Adrian Covăznianu. Până la Ploiești, linia, din câte știu, duce și de la Ploiești la Câmpina, adică permite linia o viteză superioară. Acum, de ce nu pun ei trenul să ține de, nu știu, decizia și managementul CFR Călători? Doar că CFR Călători spune că are trenuri capabile și de 200 la oră și ne trimite înapoi la CFR Infrastructură să întrebăm de ce nu au voie să circule cu aceste viteze. Ion Pintea spune că între București și Predeal traseul are multe curbe și că șinele se uzează mai repede dacă unele trenuri merg repede, iar altele încet, așa că a redus viteza maximă. Pentru ca să nu se întâmple aceste uzuri premature ale celor două fire, a trebuit limitată viteza la 140. Între Curtici și Arad însă avem linie dreaptă și potrivit proiectului trenurile ar trebui să circule și aici cu 160. Niciunul dintre ei n-a vrut să meargă așa de... E de verificat la CFR Călători. De la CFR Călători primim același răspuns. Ei au trenuri capabile, n-au primit ok-ul de la CFR Infrastructură. În 2016, Ministerul a înființat și o autoritate de reformă feroviară care trebuia să cumpere trenuri noi cu bani puși la dispoziție de Comisia Europeană. În 2019 era condusă de Gigi Gavrilă. Când vor veni primele? Primele noi estimăm că ar putea să vină în prima parte a lui 2020. Este o procedură care ia ceva timp. După cum știți, 4 ani. După cum știți, ca președinte pentru această autoritate feroviară sunt din martie anul acesta. În prezent avem 0 trenuri cumpărate. Ne-am întors la Gigi Gavrilă să-l întrebăm care este noul termen. Sunt în desfășurare 2 licitații pentru câteva zeci de trenuri noi. Timp de un an și jumătate au fost blocate în instanță de contestații. Eu vă întreb realist, când o să circulăm un tren nou? Din ce ne-am dorit noi? Undeva să avem contractele semnate undeva în partea a doua a acestui an, începutul anului următor, iar efectiv primul tren poate fi livrat undeva cam între un an și jumătate, 2 ani de zile. Trebuie să înțelegeți că construcția... Deci 2023. Cam așa ar putea fi. În timpul interviului, Gigi Gavrilă a ținut să ne arate că România avea fonduri europene pentru trenuri noi încă din 2007, cu mult înainte de înființarea agenției pe care acum o conduce, și că în acea perioadă nici măcar n-au fost pornite licitațiile. N-au făcut nici măcar o hârtie pe povestea asta? Nu, din moment ce n-am cot smis pe el, n-am nici măcar un simplu caiet de sarcini. Nu vorbesc de documentele de licitație. În timpul filmărilor, Ministerul Transporturilor a anunțat un program de 200 de milioane de euro pentru achiziția unor utilaje noi cu care vor repara 600 de kilometri pe an. Contractul va fi semnat în 2022, iar utilajele sosesc în 2023. Cătălin Drulă vrea să cumpere trenuri pe hidrogen. Încă nu s-au scris caietele de sarcini. La Bruxelles, 2021 a fost declarat anul european al căilor ferate. La București așteptăm să aflăm câte din proiectele în valoare de 5 miliarde de euro vor fi și acceptate în planul de reconstrucție și reziliență, care pare a fi ultimul tren pentru o cale ferată modernă în România. Așteptăm să ne scrieți despre experiențele dumneavoastră cu trenul în România sau în altă parte. Atașați și fotografii, indiferent de sezon. Atât pentru astăzi, vă las acum cu știrile Pro TV. Toate bune!